Deci Arge și UTA, două nume importante în istoria fotbalului nostru, două echipe care acum 2 ani de zile promovau împreună în Liga 1, greu de stabilit, de ales o favorită în această partidă, ținând cont de faptul că este prima etapă și desigur și de faptul că ambele echipe au destul de mulți jucători noi în lot. Și aici este o ocazie importantă, Argeșul deschide scorul, se uită la arbitrul asistent, trec 80 de secunde de la startul partidei și Bertrand debutează cu gol în Liga 1. Minutul 2, primul șut spre poartă, primul șut pe poartă atât de repede și Bertrand deschide scorul pentru formația piteșteană, un jucător din Madagascar, dar care și-a petrecut desigur întreaga carieră în Franța. Vine de la Nancy. Niciun, cred că la prima vedere, niciun semn de întrebare pentru o posibilă intervenție a VAR-ului. Minge pierdută ușor la mijlocul terenului, Iacoli, și aici este poziție bună pentru Miculescu și este intervenția lui Grab. Grab are o intervenție excelentă la prima acțiune a formației arătene, minutul 8, minge pe care o scoate cu piciorul la Tovlevici, se duce după adversarul său, se duce bine în centru, l-au nimerit bine acolo, deși cu el n-au intrat în play-off, ci fără. Să-l vedem acum pe Bertrand. Bertrand! Și este intervenția formidabilă a portarului Iacob. Șutul este la colțul scurt. Fără de ală, până acum omul meciului, nu doar pentru că a marcat, un pericol permanent, a venit deseori și în sprijinul defensivei. Șutul e bun aici. Șutul e mult mai greu decât pare. Acțiune cu Ișvan. Ișvan. Acolo trebuia să mai fie un Ișvan. Dar minge respinsă greșit și vine șutul cu latul tare, nu foarte plasat, șutul lui Ngie. Și sunt practic două ocazii la aceeași fază, ratate de echipa piteșteană. Șutul lui Ngie, însă din poziție bună. Iată faza în reluare. Aici este Ișvan. Vine bine Bertrand în stânga, doi adversari după el. Ișvan trimite la întâmplare. Și atenție, nu știu că n-a fost tot Vukcevic. Ba da, tot Vukcevic, cel care a respins rău aici mingea pentru acest șut. Pentru acest șut al lui Ngie. Tony Ngie. Neatenție aici, neatenție Arădeni, adică mi-e greu să cred că l-au lăsat în offside pentru că a fost out. Să nu uităm că din out au luat gol și aici mingea trece pe lângă, puțin pe lângă. Am avut impresia chiar că a atins balonul lui Iacob. Nu, au probleme, sunt... Lasă impresia că au probleme chiar de concentrare, dacă vreți. E să fie neatenți din nou la un out. Scoate undeva în bandă, dar e suficient timp pentru ca Arădeni să se așeze bine în apărare. În mod normal, să vedem dacă suficient de bine Bertrand. Cred că nici măcar Rui nu i-a venit să creadă că se afla într-o poziție atât de bună. La Tovlevici, în concentrare. Arădenii au nevoie de pauză. Protejează aici până la urmă Florentin Matei. Nu știu de câte ori am pronunțat numele lui Florentin Matei. 5 noutăți, spuneam, în echipa piteșteană. Arată bine această acțiune cu Iacoliș. Iacoliș în fața porții! 2-0. Fanion rămâne jos. Dubla lui Bertrand, formidabil. Pasa lui Iacoliș, dubla lui Bertrand, fotbalist care, iată, înscrie în 55 de minute tot atâtea goluri câte a marcat în ultimele 4 campionate în care a jucat în ligile inferioare din Franța. Ce spații sunt în apărarea arădeană. De aici nu este, de aici nu pare a fi. Dă bine Iacoliș din prima, bine. La un moment dat părea să aibă o șansă portarul Iacob, care atinge mingea, dar nu atât cât să se opună golului. 2-0. Aici la prima bară, balonul respins de portarul Grab. Aici intervenția lui Grab. Aici este poziție bună.
Îl tot așteptam pe portarul Iacob să iasă cu echipierii din apărare, pentru că l-au scăpat pe Ișvan. E la limită cu ieșitul. Ce e acolo? Mezacoli. Vine șutul, bară! Cred că mingea din portarul Iacob s-a dus în bară. Mezacoli, o raritate. Din portar, mingea se duce în bară și cred că îl incomodează puțin și soarele în această repriză secundă. Pe portarul Iacob. Formidabilă intervenția, șutul, fază frumoasă.